Subiectul lecției de astăzi sunt mediile ecuatoriale și subecuatoriale. Mediile ecuatoriale sau mediile pădurilor ecuatoriale, după cum observați și în hartă, se întind în ambele părți ale ecuatorului, 0,5 grade latitudine nordică, 0,5 grade latitudine sudică. Ele ocupă suprafețe mari în America de Sud, bazinul râului Amazon, bazinul râului Congo, arhipelagul indonezian și nordul insulei Madagascar. Pentru acest tip de mediu este caracteristic un singur anotimp cu valori termice pozitive 25-28 de grade. După cum observați că amplitudinea termică este mică, 3 grade, umiditatea aerului este foarte înaltă, peste 85% și cantitatea de precipitații medie este 2000-3000 mm. După cum observați și în harta climatică, avem mediul ecuatorial în America de Sud, în Africa și în Asia. În față aveți o climogramă. Și dacă observați că temperatura nu variază pe parcursul anului și cantitatea de precipitații atmosferice este înaltă în fiecare lună, vreau doar să analizați cantitatea de precipitații pentru luna martie. După cum observați, cantitatea de precipitații este până în 450 de mm într-o lună de zile. Fim atenți! Pe tot teritoriul Republicii Moldova, anual avem o cantitate de 550 de mm. Practic, ce concluzie putem face? Că cât plouă într-o lună, în mediul ecuatorial, practic plouă într-un an pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru acest tip de mediu sunt caracteristicile procese exogene, precum este dezagregarea, alterarea și eroziunea. Aceste procese joacă rolul semnificativ la modelarea reliefului și în fața aveți o formă de relief specific pentru mediul ecuatorial și subecuatorial, care se numește căpățână de zahăr, care are forma unei cupole sau unui con înalt. Și dacă am menționat că debitele râurilor sunt mari pe tot parcursul anului, înseamnă că cantitatea de precipitații este înaltă. Avem râul Amazon, este cel mai mare râu după debit de apă. Sau, pe teritoriul Africii, avem râul Congo, râul care la fel este cu debit mare de apă, este râul ce de două ori traversează ecuatorul. Pentru acest tip de mediu este caracteristică o vegetație bogată, o vegetație alcătuită din păduri ecuatoriale veșnic verzi. Utilizăm atlasul de clasa 6-7, pagina 12-13. Găsim mediul ecuatorial și observați că pentru mediul ecuatorial se caracterizează pădurile ecuatoriale veșnic verzi. Sunt caracteristici. Însă aceste păduri au diferite denumiri. Pentru America de Sud, pădurile au denumire de selvă. În Africa, aceste păduri se numesc hila și în Asia parte denumire de junglă. După cum observați că pădurile sunt foarte bogate în vegetație, sunt păduri care este greu de pătruns, sunt păduri cu arbori foarte înalți și practic aici avem mai multe etaje. Etajul superior este alcătuit din arbori cu înălțime de până la 100 de metri și avem ca exemplu arborile cola. Etajele mai joase cresc un număr foarte mare de bananieri, îl avem în imagine, și etajul arbușilor și milișul ierbos este slab dezvoltat. De ce? Pentru că etajul superior este caracteristic prin arborii înalți, ei își unesc coroanele și lumina greu pătrunde până în adâncul pădurii. Astfel, învelișul ierbos este slab dezvoltat. După cum observați, pentru mediul ecuatorial sunt caracteristice și plante sau flori viu colorate. O altă caracteristică pentru acest tip de mediu este că în zona litorală cresc pădurile de mangrove. Le avem reprezentate și în imagine. Aceste păduri de mangrove au arbori cu rădăcini aeriene. De fapt, aceasta constituie o adaptare la flux și reflux. Aici avem rădăcinile arborilor, arbuștilor, când este flux și când este reflux. De peste 100 milioane de ani, aceste păduri acoperă uscatul de-a lungul ecuatorului Pământului. Probabil că aceasta este una din cauzele diversității nemaipomenite ale vieții aici. Datorită faptului că în aceste păduri este cald și umed în permanentă, fiecare plantă tinde să crească până la dimensiuni uriașe, iar fiecare animal tinde să ocupe un loc potrivit pentru a supraviețui, după cum observați și în video.
La poalele unei astfel de păduri domnește umbră, iar viața este concentrată în coroanele copaciilor. Lumea animală la fel este foarte bogată, se întâlnesc diferite specii de animale cățărătoare, precum maimuțele urlătoare, leneșul, lemurul. Din specii de păsări, observăm că avem tucanii. Aceste păsări neobișnuite pot fi întâlnite în pădurile tropicale și ecuatoriale din America Centrală și America de Sud. Papagalii sau colibrii este una din cele mai mici păsări din lume. Speciile cele mai mari cântăresc doar 20 de grame. Zboară cu până la 50 km la oră. Se hrănesc colibrii cu insecte sau cu flori mici sau păunul, la fel este caracteristic pentru această regiune. Se întâlnește anaconda, cel mai lung șarpe din lume, 11 metri, sau amfibieni, broscuțe viu colorate care sunt otrăvitoare. Din insecte avem fluturi viu colorați și termitele care construiesc mușuroaie de 2-3 metri. Pentru această regiune sunt caracteristice soluri lateritice roșii bogate în oxizi de fier și aluminiu. Ele sunt sărace în humus, însă bogate în substanțe organice. De ce sunt sărace în humus? Pentru că aceste soluri se întâlnesc în zonele ecuatoriale sub păduri veșnic verzi. Frunzele nu cad, humusul nu se formează, cantitatea mare de precipitație duce la un proces de eroziune sau proces de spălare a solului. Aici avem o pădure defrișată ecuatorială și solul care are o nuanță roșietică. Utilizăm harta solurilor și găsim aceste soluri. Avem harta la pagina 10-11, atlas de clasa 6-7, găsim mediul ecuatorial. Așa. Și observăm prezența solurilor lateritice bogate în oxizi de fier. Ca niște curiozități despre un mediu ecuatorial sau mediul pădurilor ecuatoriale este că în această selvă crește arborele al cărui lemn se folosește la fabricare mobilii de lux. Se numește Pau Brazil. De aici vine și numele țării Brasilia. În prezent, acest arbore este ocrotit prin lege. Sau tot în Amazonia a fost construit Transamazonul, drumul care leagă continentul de la vest spre est. Are o lungime de 6300 de kilometri. Următorul tip de mediu pe care o să-l analizăm în cadrul lecției este mediul de savană caracteristic pentru zona subecuatorială. Acest mediu, mediul de savană, este alcătuit din păduri și formațiuni ierboase care se extind în ambele emisfere de la 5 la 20 grade latitudine. Regional poate să ajungă până la 35 de grade latitudine. După cum observați, zona subecuatorială ocupă suprafețe pe teritoriul Braziliei, Africii Centrale, Indiei și nordul Australiei. Clima pentru această zonă climatică este caracteristică prin două anotimpuri. Vara caldă și umedă, temperatura de 25-30 grade, iarna caldă și uscată. După cum observați și în climogramă, că dacă temperatura nu variază între atât de mult pe tot parcursul anului, ce observați voi ca cantitate de precipitații diferă? Avem un sezon sau anotimp umed și acesta este anotimpul de vară, iunie, iulie, august, și avem un sezon sau anotimp uscat, anotimpul de iarnă. Analizăm harta climatică, găsim clima subecuatorială, Brazilia, Africa Centrală, India, Nordul, Australia. Pentru acest tip de mediu sunt caracteristice procese exogene precum dezagregare, alterare și eroziune. La fel, influențează asupra modelării reliefului și are loc formarea inselbergului. Inselbergul sau martor al eroziunii este o formă de relief rămas izolat dintr-un masiv muntos. În perioada umedă sunt activate alunecările de teren și eroziunea solurilor, pentru că am vorbit ceva mai sus că sunt două anotimpuri, unul secetos și celălalt ploios. Ne aducem aminte ce înseamnă dezagregare, alterare și eroziune
Dezagregarea este procesul de distrugere treptată al rocilor expuse la suprafață. Alterare este proces geologic natural de esență chimică specific zonei de interacțiune a litosferei cu atmosfera, a hidrosferei cu biosferă, adică are loc sub acțiunea apei în mare parte. Și eroziunea este degradarea solului sau a rocilor caracterizată prin desprinderea particulelor sub acțiunea vântului sau sub acțiunea ploii. Analizăm vegetația și pentru zona subecuatorială este caracteristic mediu de savană și păduri galerii. Vegetația specifică acestui tip de mediu este ierboasă, însă se întâlnesc și părcuri de arbori sub formă de umbrel. Este o vegetație alcătuită din baobab în Africa, acacia, eucaliptul în Australia, palmierii în America de Sud și diverse specii de ierburi. Iarba elefantului atinge înălțimea 2-3 metri. Fauna este foarte bogată și este alcătuită din ierbivore precum girafe, elefanți, zebre, rinoceri, bivol african sau carnivori mari precum leul, leopardul, tigrul în savana indiană, hiena. Tot aici avem numeroase colonii de păsări precum struțul african, struțul emu în Australia, struțul nandu în America de Sud sau în apropierea, în apele râurilor, supraviețuiesc hipopotamii, crocodilii, flamingo, egretele, pelicanii. Un animal caracteristic pentru acest tip de mediu este canguru și ca o curiozitate că aceste animale ating chiar până la 3 metri înălțime și fac sărituri de circa 10 metri în lungime. În savane sunt din India și Indochina se întâlnesc bivolii, din reptile e pitonul și șarpele cu ochii largi sau, cum îi se mai spune, cobra, da? Cel mai practic, cel mai veninos șarpe din lume. Nu există niciun loc de pe pământ în care să existe atâtea animale mari ca într-o savană. Cândva turmele nenumerate de animale ierbivore cutreierau întinderile savanelor, migrând de la o pășună la alta, în căutarea unui văd de adăpare. Însă, în rezultatul nimicirii în masă, multe specii din savană pur și simplu au dispărut, iar altele au ajuns la limita dispariției. După cum ați observat și în imagine, animale precum elefantul african, care se consideră pe bună dreptate cel mai mare animal terestru, zebre, leul, așa l-aveți reprezentat în imagine, diferite specii de antilope, girafe. Solurile roșii de savană sunt bogați în oxizi de fier și aluminiu. Sunt foarte fertile, deoarece avem un sezon ploios și altul secetos. În sezonul secetos, iarba se usucă, are loc procesul de descompunere și formarea humusului. Și într-un final, avem în față o curiozitate. Arborele baobab. Un arborele foarte neobișnuit. În primul rând, ce ne uimește acest arbore prin dimensiunea sa. Cel mai mare arbore a fost înregistrat în Cartea Recordurilor cu un trunc de 54,5 metri pe circumferință.